Mă numesc Eduard Pleșca. În anul 2014 am luat o decizie foarte importantă pentru mine și am aderat în echipa tânărului politician Renato Usatăi. Sub conducerea președintelui partidului nostru am făcut multe lucruri bune pentru nordul Moldovei și am demonstrat tuturor că suntem capabili să aducem schimbări spre bine. De ce eu merg în alegeri? Pentru că mie nu mi-este străină noțiunea de solidaritate și ajutorarea celor nevoiași. Pentru că mereu sunt de partea celor care au nevoie de ajutor și protecție. Alături de colegii de partid am fost la acțiunile de protest din Chișinău și raioanele țării. Am participat la greva foamei a consilierilor municipali din Bălți. Am primit amenințări din partea organelor de drept. În lupta împotriva regimului criminal, partidul nostru s-a unit și a devenit și mai puternic. Cunosc problemele din toate raioanele Moldovei, dar cele mai importante pentru mine sunt problemele din nordul Republicii. Iată de ce pe data de 24 februarie merg la alegeri din partea partidului nostru, pe circunscripția numărul 2, care include raioanele Ocnița și Dundușeni. Doar împreună vom învinge și vom putea asigura fiecare cetățean dreptul la bunăstare și viață demnă. Moldova va fi liberă!